Una caldă, dar și una rece pentru Eduard Helvic, șeful celui mai puternic serviciu de informații, directorul Sărei. El l-am lăudat pentru faptul că încearcă să provoace o ruptură între securitatea din vremurile anterioare și serviciul român de informații pe care îl conduce el. Restabilind adevărul în legătură cu evenimentele din decembrie 89 și cu responsabilitățile reale pe care le-a avut securitatea în uciderea atât de multor români. Nu mă dezic de aceste felicitări, dar nu știu cum să împacă noua viziune privind principalul serviciu de informații al țării noua viziune expusă, prezentată de Eduard Helvic cu povestea avertizorului de integritate, o lege care a fost promulgată de către președintele Claus Iohane și conform căreia, în orice societate comercială în care există mai mult de opt angajați, trebuie să existe și un turnător care se cheamă avertizor de integritate. Acesta unde toarnă? toarnă către Serviciul Român de Informații. Păi are Serviciul Român de Informații o asemenea logistică încât să adune milioane de turnătorii venite din toate părțile, unele poate reale, dar altele făcute din invidie, făcute din răutate, făcute pentru ca unii să-și justifice poziția pe care o au în societate și protecția de care se bucură este România pregătită pentru așa ceva este uh, serviciul român de informații uh, suficient de puternic are suficiența anticorpi pentru a nu se contamina și a nu redeveni o poliție politică